am un copil ardenesc în vârstă de 7-8 luni mascul și aș vrea să iau un prieten tot mascul. Cu ce rasă ar fi compatibil? Prima mea rugăminte să distribuiți video ăsta în număr cât mai mare, pentru că am mai dat răspunsul ăsta, o să-l mai dau ori de câte ori este nevoie, însă cu cât ajunge informația mai rapid la oameni, cu atât mai bine, ca să nu se ajungă la probleme. Câinii sunt animale teritoriale. Asta o să încep întotdeauna când vine vorba de compatibilitate cu alți câini. Întotdeauna au de părțit un teritoriu. Când vorbim de masculi, masculii de obicei sunt mai teritoriali decât femelele. Și atunci, când sunt doi masculi în același loc, șansele că ei se înțeleagă sunt destul de scăzute, uneori spre zero. Bineînțeles, sunt excepții de foarte multe ori, însă excepțiile apar acolo unde există multă experiență, unde există multă atenție, pe care de obicei oamenii care au crescut câini din copilărie și până la o vârstă relativ înaintată sau crescătorii de câini care au experiență multă cu câinii pot gestiona situații de genul doi masculi împreună în același loc. Există o excepție când vorbim de doi sau de mai mulți masculi, atunci când avem un care să se înțeleagă, mă refer. Atunci când avem un mascul dominant, iar ceilalți sunt câini care urmează și care nu încearcă să detroneze locul masculului dominant. Problemele de obicei apar atunci când masculul care nu este dominant încearcă să ia poziția ierarhică pe care se află masculul dominant. Și atunci, de obicei, apar problemele, apar scântei, apar bătăi care se pot lăsa cu răni ușoare, grave sau inclusiv cu moartea, decesul unuia dintre ei. Nu există o rasă care să fie compatibil cu copilul ardelenesc sau indiferent de ce rasă vorbim. Câinii sunt compatibili din punct de vedere al energiei. Asta pot să spun după mai bine de un deceniu de experiență. Dacă sunt câini cu energie asemănătoare, de obicei se înțeleg. Pentru că dacă avem doi câini, unul calm și unul agitat, întotdeauna cel agitat îl va agita pe cel calm, care la un moment dat, din lipsă de răbdare sau din răbdare pierdută, va ajunge să se lupte cu cel agitat. Așa că sugestia mea în cazul tău ar fi eventual să iei o femelă pe care, dacă nu vrei să o reproduci, să o sterilizezi ca să nu ajungem să avem căței pe care nu i-am dorit inițial sau câini care să ajungă ulterior pe stradă. Sterilizarea și castrarea, din punctul meu de vedere, sunt două aspecte foarte importante atunci când avem câine și nu intenționăm să reproducem. Răspunsul meu pentru tine este să nu iei mascul, ia eventual o femelă pe care să o sterilizezi și ocupă-te și de unul și de celălalt în egală măsură. Te salut!